Zisa Domnul pilda aceasta, un om oarecare a făcut cină mare și a poftit pe mulți și a trimis el la ceasul cinei pe slujitorul său să zică celor poftiți, veniți, căci totul este acum gata. Dar toți au început să ceară iertăciune ca și cum ar fi fost înțeleși. Cel din tâi a zis, am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Te rog să mă iert. Un altul a zis, am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc. Te rog să mă iert. Al treilea a zis, mi-a luat femeie și pentru aceasta nu pot veni. Și întorcându-se, slujitorul a spus stăpânului său acestea. Atunci, mâniindu-se stăpânul casei, a zis slujitorului său, ieși de grabă în piețele și ulițele orașului și săracii și betegii și orbi și șchiopii adu-i aici. Și întorcându-se slujitorul a zis, stăpâne, am făcut precum mi-ai poruncit și tot mai este loc. Atunci stăpânul a zis către slujitor, ieși la drumuri și la garduri și silește pe toți să intre ca să se umple casa mea. Căci vă spun vouă, niciunul din oamenii aceia care au fost poftiți nu va gusta din cina mea. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, cina este un eveniment, este un moment important în familie care are loc spre seară. Un moment în care se pot aduna liniștiți după o zi de muncă, de osteneală, toți ai casei. În așa fel nimeni să nu aibă un pretext și să spună că n-am putut ajunge, că am fost prins cu treburile zilei. Iar pentru comuniune, pentru a fi toți împreună, se mai poate amâna cina cu o jumătate de oră, cu o oră, spre seară, ca să ajungă toată lumea să fie acasă, la masă, la o masă rotundă, în semn de iubire, de comuniune, față către față, ca toți să fie în starea de iubire și de familie. Dar, iubiți credincioși, despre cina care se vorbește în pericopa evanghelică de astăzi, se pot spune atât de multe, încât toată Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos poate fi raportată la această cină, pentru că era obiceiul în poporul ales și în lumea lor de atunci, ca atunci când cineva era invitat la cină, să îi se facă chemarea cu mult timp înainte, să fie primisă una de slujile casei ca să dea anunț, să stabilească ora, ca toți să răspundă, să spună când vin, câți vin, cum vin, să știe gazda cum să se pregătească, ca nu cumva cina să se transforme, iubiți credincioși, dintr-o stare de bucurie într-o stare de vrășmășie. Și ca nu cumva cineva să vină cu un pretext că n-am știut, că n-am înțeles, că n-am cunoscut, înainte de momentul cinei poate, cu un ceas, două înainte, se mai trimitea încă o veste, astfel încât totul să fie organizat, așezat, cumpătat, ca starea de la masa aceea să fie o stare de bucurie și de veselie, o stare de comuniune și de iubire. Ca nu cumva cineva să zică ceva ca să strică cina, să strice cina. Dar aici este vorba despre o cină, iubiți credincioși, cerească și pământească. Pentru că spre seară, la primirea vremii, nu la începutul creației și al vivirii, ci spre sfârșit, acum 2000 de ani, a venit Fiul și Cuvântul Dumnezeu, care s-a numenit și a făcut cină mare, adică a unit în persoana sa firea dumnezeiască cu firea omenească
Și el s-a făcut și stăpânul casei și sluga. El s-a făcut și starea aceea de cină și s-a făcut și hrana care era pe masă. El s-a făcut tuturor toate, măcar pe unul să o câștige, pe cum spunea apostolul. Și atunci, iubiți credincioși, cina aceasta, dar și studiacilor, nu este altceva decât nașterea și omenirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dreptatea și pacea s-au sărutat, cum se spune, la această cină, firea dumnezeiască și firea omenească. Cele nezidite cu cele zidite s-au unit și ca nu cumva cineva să îi reproșeze bunului Dumnezeu că pe el nu l-a băgat nimeni din seamă, iată că Domnul acționează în timp și prin oamenii săi, că a trimis proroci, vedeți că o să vină Mesia, a trimis drepți și vedeți că o să vină Fiul Dumnezeu și o să se facă om, a trimis bunul Dumnezeu, regi, patriarhi, oameni aleși, ca să le vestească celor din poporul ales și prin ei tuturor neamurilor, că va veni un moment în care se va face cină mare, nu cină mică. Și o cină atât de mare, încât a poftit pe mulți, iubiți credincioși, și a trimis el la ceasul cinei pe slujitorul său să zică celor poftiți, veniți că totul este gata acum, când a trimis la ceasul cinei. Nu înainte cu 100 de ani, cu 200, cu 500, cum a trimis pe Moise, pe proroși, pe drepți, ci chiar în ceasul cinei, Fiul Dumnezeu s-a făcut rob și le-a spus așa, veniți la mine, toți cei osteniți și povărați, și eu vă voi odihni pe voi. Veniți la cina mea, toți, pentru că totul este gata și cina este mare și este loc pentru fiecare. Dovadă, iubiți credincioși, că spune așa, veniți căci totul este acum gata. Adică nu este pe jumătate terminat, este gata. Nu o parte este făcută și o parte nu este făcută. Totul, pentru că lucrarea a fost făcută desăvârșită și este acum totul gata pentru voi, toți. Nimeni n-a avut ce să comenteze, iubiți credincioși, după o logică lumească. Dar toți au început să-și ceară iertăciune ca și cum ar fi fost înțeleși. Uitați-vă, iubiți credincioși, nebunia omenească. Uitați-vă mintea rătăcită și îndrăcită. Uitați-vă inima pervertită și întunecată. Uitați-vă la firea căzută în răutate și în păcate. Pentru că toți au refuzat, cum? Într-un mod fariseic, cerându-și iertăciune, pentru că n-am avut curajul să spună pe față că nu vreau, n-am chef, nu vin, pleacă cu cina ta de aici. Și au cerut iertare și au adus pretext. Au adus un pretext, iubiți credincioși, care este nefondat din punct de vedere logic și cum vrei să o iei. Pentru că a zis cel din tâi, am cumpărat ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Te-a apucat pe tine să-ți vezi ogorul cu care l-ai cumpărat poate ieri, alaltă sau o lună, chiar acum pe înserate, când e vorba de cină. Nebun și orice ești, cum poți să vii cu asemenea pretexte? Altul spune, mi-am cumpărat 5 perechi de boi. Păi dacă ți-ai luat perechile de boi, alea se încearcă de dimineață, alea se încearcă la miezul zilei, 5 perechi de boi le încerci cum vrei tu. Dar nu când tot omul este obosit și vine acasă să cineze. Vii tu cu pretextul că abia atunci te ridici, tu scoți toți boii din grajd și te-a pus să-i încerci. Nebun și ori mincinos ce ești. Nu ține nicio. Și altul vine și spune, păi mi-am luat femeie. Că dacă ți-ai luat femeie, acum spui, nu te-am trimis și acum un ceas? Și ai spus că vii? Nu ți-am trimis semn să vii la cină și acum o zi și acum două? Și ai spus că vii? Atunci nu ai putut să spui că ți-ai luat femeie, ți-ai luat-o în seara aceea? Iarăși minciună, iarăși pretext, iarăși smerenie devoasă, cum spun de multe ori, ca să le rămână în conștiință celor care își cer iertăciune și spun nu pot să vin, nu pot să mă apropii, că
că mi-am luat femeie, că mi-am luat pământ, că mi-am luat 5 perechi de voi. Și atunci vezi că din cioși pretextele sunt nefondate din punct de vedere logic și cum vreți să o luați voi și noi toți. Și întorcându-se slujitorul, a spus stăpânul său acesta. Slujitorul la Fiul către Tatăl, slujitorul la Iisus Hristos către Dumnezeul nostru și Tatăl său din veșnicie, care a organizat cina dumnezeiește din timp, prin lege, prin scripturi, prin jertfe, prin rânduieli, prin chemări, prin strigări, prin atenționări, prin conștientizări, prin fel de fel de formulări. Și ei, când a venit Iisus Hristos Mesia, au venit cu pretexte nebune și ilogice. Atunci, mâniindu-se stăpânul casei, a zis către slujitorul său, mâniindu-se Tatăl Dumnezeu, a zis către Fiul său, trimițându-l să facă ascultare desăvârșită până la moarte, până la moarte pe cruce. Și a zis către slujitorul său, ieși de grabă în piețele și ulițele orașului, adică nu acolo unde stau domnii pe care i-am chemat, nu acolo unde stau boierii pe care i-am invitat, nu acolo unde stau băieții de bangata care au fost din timp anunțați. Nu în centru, nu la băieții din centru. Mergi la ulițe și mergi acolo unde sunt piețele și ulițele orașului. Și cheamă pe cine? Pe săraci și pe betegi, pe orbi și pe șchiopi și îi adu-i aici. Vezi pe dincioși, boierii de bangata, cei care ar fi trebuit să primească cu drag, cu mulțumire, cu respect, cu onoare, cu însăși viața lor această sfântă chemare la cina cea mare, ar fi trebuit să fie arhierei, cărturarii, fariseii, cunoscătorii și învățătorii de lege și bătrânii poporului, pentru că ei erau în centru. Ei erau cunoscătorii, ei făceau jertfele, ei știau scripturile, ei știau tâlcuirile, ei îl acceptau pe Mesia. Ei au știut nebunii, să zic, acum 30 ceva de ani, lui Irod tâlcuire că se va naște în Betleem. Au știut tot, nemernicii. Dar viți credincioși au venit cu pretexte, cu iscodiri, cu răstălmăciri și cu viclenii și au încercat să-i caute nod în papură, să-l prindă în cuvânt pe cuvântul, să-l iscodească pe cel care este adevărul, să-l estompeze, să-l întunice pe cel care este lumina, să strâmbe toate căile pe cel care este calea. Asta au încercat ei, să-l afunde cu totul pe Iisus Hristos, pentru că faptele lor erau rele, iubiți credincioși. De ce erau rele faptele lor? Pentru că ți-ai luat pământ, asta este grija lumii. Ți-ai luat 5 perechi de boi, adică ești cuprins de cele 5 simțuri, în faptul că sunt așezate într-un mod dublu, 2 ochi, 2 urechi, 2 mâini, limba și cerul gurii și pipăitul, sunt cele 5 perechi de boi. Și ți-ai luat femeie, legătura trupească a sufletului tău cu trupul tău, într-o formă atât de păcătoasă, încât n-ai putut nici măcar pentru o clipă să te detașezi de această legătură a trupului tău și să accepți pentru o clipă invitația onorabilă a unui om care a făcut cină mare și era loc pentru toți. Și atunci, iubiți credincioși, ce a zis stăpânul casei, Domnul Dumnezeu, Tatăl? L-a trimis pe fiul său și i-a zis, du-te la altcineva. Dacă cercul acesta nu m-a primit, care ar fi trebuit să fie ei misionarii nașterii mele și nașterii mele, iată că vă trimit la iudei de rând. Adică vă trimit la săracii care nu aveau atâta bogăție sub toate aspectele pe cum aveau arhierei, cărturare, farisei, saduchei, erodiani, învățători de lege și toți ceilalți care s-au îmbogățit pe seama legii lui Dumnezeu. La betegi, la șchiopi și la orbi. Adică du-te la cei care nu cunosc scripturile așa cum le știu aceștia, care nu știu cele ale templului, cum le știu aceștia, care nu au puterea, sunt betegi, sunt slabi, sunt neputincioși, nu stau ei la masă cu Irod, nu stau ei la masă cu Pilat, ci sunt neputincioși. Du-te la iudei de rând, pentru că au inima curată, pentru că fericiți cei săraci cu Duhul. Și s-a dus Domnul și le-a binevestit săracilor. Și a spus lui Ioan, orbii văd, șchiopii umblă, săracilor li se binevestește. Și s-a dus la vinul acesta, precum a spus cândva prorocul despre Iisus Hristos, Mesia. Și
Stăpânul a zis către slujitor, dacă s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc, atunci du-te, ieși, trăiești de nivelul acesta. Vorbește cu cei din afara poporului ales. Și au venit elinii și au cerut să-L vadă pe Iisus Hristos. Și ieși la drumuri și la garduri. Nu în ulițe și în piețe, nu în centrul centrului, ci la drumuri și la garduri, trecând dincolo de lege, trecând dincolo de cercul strânt al tăierii împrejur și silește-i pe toți să intre ca să umple casa mea. Silește-i pe toți, iubiți credincioși, unii au înțeles greșit. A sili pe toți nu înseamnă cu ciadă. A sili pe toți nu cum a făcut papista și în numele crucii cu sabia în mână să-i silească pe toți să vină la credință. Silește-i pe toți. Nu înseamnă, iubiți credincioși, o stăpânire prin forță, ci propovăduiți prin cuvânt atât de bine meșteșugit prin tact pe pastoral, așa cum a făcut Pavel în Areopag, așa cum au făcut apostolii mei prin cunoașterea lor. Siliți-i pe toți prin faptele voastre cele bune, ca văzând faptele voastre bune să aducă laudă lui Dumnezeu să convertească. Siliți-le mintea și voința și cunoștința și toate ale lor prin minuni, astfel încât mintea lor să accepte chemare la cina cea dumnezeiască. Și să umple ce? Casa mea. Unde se face cină mare. Unde este, de fapt, o stare dumnezeiască și omenească în Iisus Hristos. Că vă spun vouă, nici unul din oamenii aceia care au fost poftiți și n-au venit, care au fost chemați și nu au venit, care au fost strigați și nu au venit, nu vor gusta din cina mea. Niciunul. Și asta este cuvântul Dumnezeu. Și atunci, iubiți credincioși, au plecat apostolii să propovăduiască la neamuri. I-a lăsat Domnul Dumnezeu în prostia rătăcirea lor pe cei de la centru, pentru că au fost mândri, au fost încăpățânați, au fost grosieri, au fost vicleni împotriva lui Hristos și s-a propovăduit Evanghelia în continuu la cei simpli plecând de la pescar până la oamenii care au avut inima curată și deschisă și au primit chemare. Dar, iubiți credincioși, asta a fost atunci. Dar strigarea n-a încetat. Pentru că casa lui Dumnezeu este mai mult acum decât a fost atunci. Este Biserica lui Hristos. Cina cea mare este mai mult acum decât atunci când Domnul spune această pildă. Pentru că El încă nu făcuse cina cea de taină. Încă nu se răstignise pentru noi toți. Și nu înviase. Și nu se înălțase. Și nu era cu trupul nostru pe tronul Sfintei Treimi de dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Și încă nu trimisese Duhul Sfânt în lume ca să îi sfințească pe apostoli și apostolii să spargă toate limitele, să propovăduiască până la capătul pământului. Dar acum, iubiți credincioși, iată că în continuu se face strigare. Și cei de acum vor fi mai judecați decât cei de atunci. Pentru că sunt 2000 de ani de strigare, de chemare, de atenționare, de trezire, de silirea conștiinței prin viețile sfinților, prin minunile lor, prin tot ceea ce s-a făcut în Sfânta Biserică. Și totuși împietrirea este la rang de cinci. De ce, iubiți credincioși? Pentru că la cină nu vii ca să stai. La cină nu vii ca să dormi pe tine în biserică. La cină nu vii ca să stai cu mintea la lume, la pământuri, la cinci perechi de voi sau la femeie, adică la patimile tale trupești. La cină vii, iubiți credincioși, ca să stai în comuniune, să stai la o masă rotundă, adică persoană, față către față, comuniune, iubire, cerc totul rotunjit. Uitați-vă pe Sfântul Altar, când este pictată cina din Emaus, Hristos, Domnul, cu Luca și Cleopa sunt la o masă rotundă. Colțurile acestea ale Sfintelor Mese sunt niște reminiscențe ale unor stări de inimi colțuroase și stăpânitoare, poate din momente în care stăpânii aveau influență dominatoare în biserică. Dar totul trebuie să fie rotunjit și armonios. Uitați-vă la bolta Bisericii Ortodoxe, cum îmbracă precum brațele părintești pe toată omenirea din biserică, dar biserica papistașă, biserica numită între ghilimele, este stăpânitoare, este înaltă, este dominatoare, este strigitoare. De aceea Domnul ne cheamă la o cină mare în care totul este în comuniune
duhovnicească și comunicare, ca să ne pregătească pentru ce? Pentru cina mare. Dar pun întrebarea. Cum se poate vis credincioși ca cei care, arhierei, preoți, teologi, să citească Evanghelia aceasta de atâtea mii de ani sau de ani și ani în fiecare liturghie și ei să nu înțeleagă nimic, să stea cu inima împietrită și ei să nu se simtă? Cum ei să nu înțeleagă că trebuie să silească în continuu conștiințele și voințele oamenilor, să-i cheme la iertare, la dezlegare, la spovedanie, la pocăință și la împărtășanie, la împărtășire? Pentru că la cină nu vii să stai să vezi cum miroase mâncarea. Nu vii să auzi ce se discută între unii și alții, adică apostolul și liturghia. Nu vii să auzi ce se cântă, adică starea de cântare. Nu vii să vii la liturghie că de frumoasă este starea din biserică și de cât de grozave sunt picturile, cum este salonul ornat. La sfânta liturghie și la cina cea mare, vii să ai părtășire, vii să te împărtășești, vii să te unești cu Hristos, vii să iei Sfânta Euharistie, ca inima ta să devină rotundă din colțuroasă și plină de patimi și de voințe păcătoase. Inima ta rotundă ca o sferă să primească pe Hristos care s-a făcut om pentru tine desăvârșit, fără de păcat, adică rotund, ca să încapă în inima ta. În Sfânta Liturghie, vii credincioși, vii ca să participi, să te implici, dar bate toaca și n-aud. Bate clopotul în fața blocului lor și ei dorm și ei nu se trezesc. Dacă se tot plâng seară de seară că e viața grea în a noastră țară, că totul este din ce în ce mai greu, atunci de ce dorm duminica dimineață în experiență? Și să se plângă până nu mai pot. Pentru că e chemarea lui Dumnezeu în Sfânta Liturghie și în loc să fie sute și mii la împărtășire, ei dorm pe ei acasă duminica dimineață în fața himnozei și a icoanei drăcești, a televizorului și a tuturor știrilor nebunești și drăcești și nu vin la cină. Și uitați-vă păcatul cel mare în casa lui Dumnezeu. În monastiri, iubiți credincioși, sunt liturghii și monastiri în care în zi de lucru, nu zic în zi de sărbătoare, sunt 10 preoți, 5 preoți, 6 preoți. Și sunt monahi și monahi cu zecile. Și ascultă viețile Sfinților, ascultă apostolul, ascultă liturghia, ascultă chemarea preotului care este protos. Și o să vezi din 10 preoți slujește unul sau doi. Și ei stau în strană și cântă, dar nu se împărtășesc. Fac metanii de nu mai pot în postul mare la liturghia darurilor acești monahi în casa lui Dumnezeu. Dar pentru cine se face liturghia darurilor? Se mută cina în timpul postului? Ca să vină, iubiți credincioși, și clerul și poporul au împărtășit. Și totuși ei vin într-un mod fariseic, vin până la cină, culmea, mai nebun ca aceștia care au refuzat, intră în casă, stau la masă și spun, nu mănânc, de ce că sunt nevrednic, mi-am luat 5 perechi de boi. Am avut o privire păcătoasă, s-a spus un cuvânt aiurea și nu mă împărtășesc. Haideți și te împărtășește, luați, mâncați toți, vezi dintr-o aceasta toți. Pentru că, iată, totul este gata, mâncați toți, acum, în prezent. Și ei spun așa, nu pot. De ce? Pentru că nu doar 5 perechi de boi, mi-am luat și femeie. Adică am avut o patimă trupească, fără să te oprească la împărtășare. Și pretextezi unde? Exact în mijlocul cinei? La masă. Haideți, vă invităm la masă astăzi, în zi de duminică, să stați cu toții, să punem totul pe masă și să începeți să priviți, să vorbiți unii cu alții și să nu mâncați. Ar zice că este o nebunie totală. Dar dacă stai în biserică, dacă iese preotul cu potirul și mâncarea aceasta dumnezeiască nu s-a pregătit într-o oră, nici în două, nici în trei, iubiți că e dulcioș, a început de ieri. Începe liturghia să se pregătească de la ceasul al 9-lea. Vecernii, pavecernii, mezonoptică, utrenică, utrenii, ceasuri, liturghie, proscomidie și apoi împărtășanie. Câtă pregătire, iubiți credincioși, pentru că preotul slujește atâtea ore, șir,
prin canon personal și canon în biserică și rânduială și slujește și pe voi ca să nu, viți, să nu veniți la cina aceasta murdar, pentru că vă dezleagă prin Sfânta Spovedanie. Nu vă cheamă la această cină neinstruiți, pentru că vă catechizează și vă predică în fiecare zi. Nu vă cheamă la această cină oricum ca să vă faceți de râs, ci vă cheamă ca să vă fiți, să fiți fii acelui care pregătește cina. Și tu vii, nu vorbesc de frățile voastre, pentru că vă binecuvintez și totodată vă mulțumesc pentru că vă străduiți ca în fiecare drughie să vă împărtăjeți. Dar vorbesc de jalea care este în biserică și în neamul acesta și în lumea aceasta ortodoxă. Iubiți credincioși, pentru că la această pericopă evanghelică, în această duminică, în postul nașterii Domnului, când iată cu un ceas înainte se face cina, pentru că s-a numerit Fiul Domnului, în această zi, iubiți credincioși, dacă vă duceți cu mintea în catedrale, în biserici, în sate și în orașe, o să vedeți că de un copil, câțiva bătrâni sau 1, 2, 3 care s-au împărtășit și o să fie bisericile pline de formalism și de pretexte și spun, nu mă pot împărtăși, părinte, pentru că știi, a trebuit să iau o pastilă, că sunt bolnav cu dumneavoastră, nebun și ori. Nu pot să mă împărtășesc, părinte, pentru că aseară poate nu m-am pregătit atât de mult cu rugăciune, nebun și ori. Nu pot să mă împărtășesc, părinte, pentru că m-am împărtășit și duminica trecută și spune preotul, hai, nu veni, ești nebun chiar în fiecare duminică. Și atunci, iubiți credincioși, nebunia înseamnă necredință. Când spunem nebuni, spunem, ne referim la vertical. Când spunem orb, ne referim la orizontală totodată, pentru că nu văd nimic din toate darurile lui Dumnezeu. Pentru că cina aceasta, iubiți credincioși, este corelată cu toată creația. Pentru că faci și dai binecuvântarea la răsăritul soarelui și faci o trenie dimineața și faci slujbele ca să fie în armonie cu liturghia cerească, ca omul să vină să se împărtășească cu Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu în omenit pe Sfânta Mare. Și el spune, n-am avut chef să mă duc la liturghie. O duminică, da, trei, nu. N-am avut chef să postez. O zi, da, cinci, nu. Și atunci nesimțirea aceasta va fi bisericioși pedepsită, pentru că Domnul spune așa, nici unul din oamenii aceia care au fost poftiți nu va gusta din cina mea. Și cei mai vinovați sunt cei de la centru, cei bogați, cei știutori, arhierei, preoți, teologi, învățători de lege, care nu catehizează poporul, nu pregătesc poporul, nu cheamă poporul. Iar jalea care o vedeți voi pe orizontală în lumea aceasta nebună, unde dracu a prins putere, vine din lipsa de euharistie, din inima poporului, din lipsa de participare la cina Domnului, pentru că dacă nu ești la cină cu Domnul, la masă cu el, stai la masă lumii acestea. Și nu vreau să închei până când nu pun accentul pe un cuvânt foarte important. Dar toți au început să-și ceară iertăciune în mod fariseic, sub masca iertării, ca și cum ar fi fost înțeleși. Cum adică toți ca și cum ar fi fost înțeleși? Cum toți deodată în credință? Cum se poate așa ceva? Atâta unitate în refuz, atâta unitate în fariseism, atâta unitate în a nu veni la o cină, la o invitație, nu te-a chemat la muncă, te-a chemat la cină. Cum atâta unitate în rău? De ce? Pentru că i-a unit ceva ce Duhul Lumii, Duhul Drăcesc, i-au unit ca și cum s-ar fi înțeles în adâncul inimii lor, pentru că zi de zi cochetează cu acest Duh al Lumii, iubiți credincioși. Fariseii, cărturare și toți cei de după ei până ziua de astăzi îl refuză pe Hristos Dumnezeu, pentru că în inima lor, în viața de zi cu zi, ei sunt uniți în Duhul Lumii acesteia, în țarină, în cele cinci perechi de boi și și-au luat femeia, adică slujesc trupului. Și atunci, de acolo le vine lor unitatea. Dar noi, fiii luminii, suntem uniți? Nu suntem uniți, zic credincioși. Pentru că și noi suntem farisei. Mare parte din viață slujim trupului și lumii, iar duminica punctăm în fața lui Dumnezeu. Dar de aceea, la sfârșitul viacurilor, va trimite Dumnezeu la șchiopi, la ologi, la beteci, la garduri. Gardul este simbolul păcatului dincolo de gard și va fi pocăința tânharului, a desfârnatei și a vameșului. Cei care vor simți vremurile pentru că au fost în inima lor conștienți că sunt păcătoși și vor primi invitație. De aceea, iubiți credincioși, că îi invităm la pocăință și la împărtășanie pe toți cei care sunt conștienți că sunt păcătoși,
Iar cei care sunt farisei, crezând că au plinit toate și sunt vrednici de împărtășanie, să se oprească, pentru că își iau spre osând. Iar cel care vine cu smerenie la cina Domnului, să știe că este chemat și binecuvântat chiar de stăpânul cinei. Amin.